Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit în această zi de duminică minunată! Poftă bună la cafeluță să aveți, toate cele bune, duminică, zi sfântă, avem și noi foarte multe de discutat, după ce s-a întâmplat ieri în emisiunea noastră, am avut discuții din nou, Gagea, Alexandra, Patrick, Sebastian, am avut și date, așa că avem ce să discutăm, dar înainte să începem, avem și informații, da? Dar înainte să începem, apăsăm, bineînțeles, după cum știm, pe butonașul de subscribe și trecem la discuțiile noastre. Vedem că emisiunea noastră iubită de ieri a început cu Robert și Julie pe conexiune. Aceștia au părut mult mai activi pe conexiune și se vedea clar sclipirea din ochii lor. Poate că cu o zi înainte aceștia au avut o zi mai nereușită, să zicem așa, dar este clar diferența dintre ei și nivelul la care ei sunt în momentul de față când vine vorba de relația lor și restul din casă, care sunt mai mult pentru Mahala. Aceștia toată ziua ne-au încântat cu apropierile lor de fiecare dată când au vorbit și de fiecare dată când s-au întâlnit. Vai, am văzut-o și pe Rebecuța noastră prezentă cu cămașa de la Anthony. Probabil i s-a transmis că în ziua de ieri va vedea date-ul, așa că aceasta a venit cu cămașa pe care au împărțit-o toți cei din casă și au purtat-o între ei. Stau și mă gândesc dacă cumva aceasta a spălat-o sau poate dorește ca acea cămașă să miroasă a parfumul tuturor celor care au purtat-o, cine știe, poate n-a spălat-o. L-am văzut ieri pe Patrick foarte, foarte activat. Acesta după ce și el a pus punct, atât în gală când a spus că se retrage, dar și mai apoi în camera roșie cu Virginia, acum probabil i s-a dat ordin sau nu știu, s-a trezit peste noapte dragostea din el că se zbate acolo în pieptul lui pentru Alexandra și nu mai poate să stea. Acesta a fost foarte, nu știu, înfocat, foarte pus pe faptul că aceasta i-a dat like-ul acela și i-a transmis ceva cum că este loc în relația lor. După un singur like, Patrick, acesta ar fi așteptat, nu știu, marea și sarea de la Alexandra, pentru că aceasta i-ar fi arătat intenție. De parcă în ziua de astăzi, dacă o persoană îți dă un like, deja gata, vrea să se culce cu tine, înseamnă că e a ta. Prea multe pretenții emite Patrick, sincer, mi se pare că planul lui nu a reușit și Alexandra a jucat prea bine. Am văzut cum stafful nostru și producția noastră dragă nu o lasă pe Julia fără materiale niciodată și nici de cum. Aceștia au pus-o pentru că știau că va prinde și va da bine și Julia îl are în suflet pe Robbie, au pus-o pe aceasta să-i facă declarații de dragoste timp de un minut. Aceasta a început să vorbească, i-a tot făcut, dar eu cred că ceea ce a spus Julia nu a fost doar pentru provocarea primită. Eu cred că toate acele vorbe pe care le-au spus lui Robbie au fost adevărate. Eu cred că ea asta simte. După ce Robbie a jignit-o de multe ori și a dat cu ea de pământ de o grămadă de ori, aceasta, trăgând linia, i-a spus că ar fi un tată excepțional, că ar face copii cu el, că este un bărbat foarte manierat și că i-a mai spus că îl iubește. Eu cred tot ceea ce a spus Julia că este adevărat. Îl vedem în continuare pe Patrick al nostru care are aceeași discuție și cu fetele. Se dă lovit în aripi pe Patrick, sincer. Joacă foarte, foarte bine rolul. Mă întreb și eu ce a făcut acesta pentru Alexandra de emite atâtea pretenții. Că în afară să-și bată joc de Alexandra și de relația ei cu Gagea, eu nu am văzut nimic altceva bun. Patrick și iubirea lui interzisă. Vai cât de bine joacă Patrick acesta, sincer. Își joacă foarte bine rolul și uite așa vin și rezultatele. Un check pe 14 iulie și un check pe 21 iulie. Normal, că până la Alexandra a fost secetă. Doamne, sincer vă spun, când îi aud pe acești Anthony, pe acești doi, pe Anthony și pe Rebecca, cum stau ei și bârfesc de alții, de parcă ei ar fi perfecți, ei ar avea relația perfectă. Spune Rebecca că Alexandra, după ceea ce, nu știu, a avut cu Patrick, nu a dat nicio explicație concretă în ceea ce se întâmplă cu el. Dar stau și mă gândesc, ea când a vorbit cu celălalt la telefon, ce explicație a dat? Că nu a dat nicio explicație, cum s-a scos? A făcut acolo o grămadă de minciuni și hai că a trecut bazma curată cu ajutorul doamnei moderatoare care a vorbit în locul ei și care a lăsat-o nu știu câte zile să-și pregătească textul.
Iar de Anthony ce să mai zic? Stă și discută și vorbește cu Gagea într-un anumit fel și se bagă peste el în discuții și toate astea, dar în momentul în care Bogdan și-a dat cu o părere și s-a băgat și el atunci în discuția lui, a spus că peste el să nu se mai bage nimeni și a făcut ca trenul, știm foarte bine. S-au găsit ăștia doi cine să vorbească. Vai, l-am văzut din nou pe Sebastian cu programul lui obișnuit de mârlănie la adresa Robertei. Acesta este felicitat și pupat de către profesorul Robi pentru că și-a îndeplinit misiunea. Dar sincer să fiu cu voi, și Roberta mă cam dezamăgește, pentru că și ea îl caută. Nu știu oare ce mai vrea de la el. Este clar că sunt acolo anumite sentimente, dar nu se potrivesc absolut deloc, pentru că caracterul lui Sebastian lasă de dorit. Nu știu de ce aceasta tot îl caută, vrea să fie cu el afară, sincer. Eu cred că într-o relație cu el aceasta va plânge 6 zile din 7 și se pare că ea-și dorește și ea lucrul acesta. Toate ca toate, sincer cu voi să fiu, mi-a plăcut dansul și melodia și faptul că au cântat dintre Gagea și Alexandra. A fost un moment chiar plăcut și pentru prima dată de la intrarea Alexandrei în casă, atunci când Gagea a plâns și a fost un moment așa, nu știu, de emoție între cei doi la revedere. Acum mi se pare că au transmis ceva din nou. Chiar au transmis ceva spre înghițiturile secea lui Patrick, care stătea acolo și îi privea. Băi, nu pot să vin aici la voi și să nu-l felicit pe Robea nostru, care le umple stomacele și mațele și toate alea de pepeni în fiecare zi. Se vede că omul are pepeni la dăbuleni. Acesta aduce pepeni în fiecare zi. L-am avut și pe Radu cu pepenii de la Slobozia două sezoane. Da, în primul sezon cât am fost eu acolo și am stat cu el, a adus pepeni o singură dată și atunci, bineînțeles, doamnei Andreea și producției, că în casă a adus doar unul și l-a tăiat în jumate, jumătate la fete și jumătate la băieți. Însă Robi se pare că umple casa iubirii de pepeni în fiecare zi. Asta înseamnă să fii pepenar adevărat, frate, și să ai pepeni. Să dai, frate, cât e tot sezonul acolo. Nu doar să dai mită la emisiune sau la producție ca să fii tu văzut în ochi buni. Asta înseamnă. Bravo, Robi! Vedem până la urmă și date-ul mult așteptat dintre Anthony și Rebecca. Foarte frumos buchetul de flori, nu am ce să spun. Albastru ca și ochii ei. Da, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Nu sunt hater. Dar aceștia nu bine au pornit din loc, că imediat au și urmat discuțiile contradictorii și momentele moarte de supărare dintre cei doi, care probabil s-ar fi certat mai rău, dar ca să nu degenereze situația s-a oprit. Mamă, când o au pe această Rebecca, că cuvintele nu deranjează absolut deloc și cuvintele nu înseamnă nimic, că ea vorbește așa doar la nervi și că scuza ei este că așa este ea. La ea se pare că nu funcționează zicala aia și proverbul ăla, că, adică proverb, asta este din fapte reale, din viața reală. Câteodată vorbele dor mai tare decât faptele, sau câteodată o vorbă urâtă la un moment nepotrivit doare mai tare decât o palmă, eu așa știam. Și chiar țin minte cu Giulia la masă acum câteva zile sau acum vreo două zile, o judecau pe Roberta despre vorbele la nervi spuse de aceasta către mama sau la adresa mamei lui Sebastian. Și spuneau că da, dar Roberta, ea are voie, că doar, vai doamne, erau la nervi. Și acum Rebecca noastră ce face? Își dă cu bâta în baltă și se contrazice de una singură. Sincer să fiu cu voi, nu m-a impresionat deloc acest date. Cred că mai multe momente apropiate între cei doi au fost în momentul în care au stins camerele și peste noapte, bineînțeles. În rest, numai contre. Nu am înțeles intervenția fratelui lui Anthony, faptul că l-a sunat să discute cu el. Trebuia să sune pe altcineva să discute în română, era mai bine și pentru noi, și cu fratele lui probabil să vorbească în privat, așa era cel mai bine. Totuși mulțumim celor de la Canal D pentru subtitrare. La sfârșit, bineînțeles, totul se termină cu bine ca să iasă totul frumos. Foarte urât momentul de final în care Roberta a început să plângă, acum că a vrut și ea să facă o impresie sau a fost sinceră, dar totuși a fost un moment în care Anthony a povestit ceva mai sensibil și
Roberta s-a resimțit atât în ceea ce a povestit el, cât și văzându-i pe ei doi, s-a gândit la ea și la Sebastian, vezi, Doamne. Dar Sebastian în cealaltă parte, chicotea acolo, îl buvnea râsul și nu îl interesa absolut deloc. Foarte, foarte urât. Adică, până la urmă, ce a făcut Roberta lui? Nu i-a făcut absolut nimic. Acesta mereu se plânge, bineînțeles, când este la pauză, că vai, Doamne, cât a făcut el pentru ea și cât a iubit-o el și ce iubire și vai și toate astea. Dar nu am văzut nimic atât de impresionant. Doar vorbe multe din partea lui Sebastian. Și am ajuns și la promo de astăzi. Astăzi avem gală, iarăși discuții foarte multe. Vedem din promo că Rebecuța noastră se supără pentru gluma lui Robert, cum că aceasta s-ar fi îngrășat, deși acesta este adevărul. Și uite așa sare casa în aer și încep certurile. Să fie primite că ne-am obișnuit oricum. O să vedem și marea eliminare a lui Ștefania Săraca. În sfârșit scapă de acest chin, de această trudă pe care i-a adus-o în casa iubirii și probabil se duce la Coco la Timișoara. Vom vedea ce va fi. Eu cred că va fi o gală destul de ok, destul de faină, ca să zic așa. Dragilor, cam acesta a fost vlogul din dimineața aceasta. Sper că v-a plăcut. M-am trezit extrem de obosit pentru că sunt și eu bine și toate astea, dar întotdeauna aici alături de voi încerc să fiu nelipsit. Sper să fie astăzi vreme bună, cred că va fi cald oricum. O să mergem la piscină, cred, mai târziu, așa un picuț aici. Și toate bune și frumoase. Să-mi lăsați părerea voastră în comentarii dacă v-a plăcut date-ul dintre Anthony și dintre Rebecca. Și, nu știu, să-mi spuneți părerea voastră despre emisiunea de ieri acolo. Să-mi spuneți despre, nu știu, despre Patrick. Ce credeți despre acesta și despre accelerația lui și pretențiile lui din partea Alexandrei acum. Și dacă tot ați ajuns până aici, să apăsați pe butonașul ăla de like, pentru că pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Aceasta este aprecierea voastră față de mine. În curând facem și cei 30.000 de subscriber, așa că apăsați și pe subscribe. Și ce să vă spun mai departe? Duminică binecuvântată, toate cele bune, multă sănătate vouă familiilor și așa. Și eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru că sunteți aici mereu alături de mine, pentru că îmi vizionați vlogurile, îmi dați like-uri și văd și eu că mă apreciați pentru ceea ce fac așa cum sunt, pentru părerile mele și toate astea. Eu vă pup din suflet, vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc o zi de duminică însorită și plăcută tuturor. Ciao ragazzi! Italia! Veni Italia, vici! Agnami, mangiari, spaghetti, pupici, gata.